ce moartea am vins, vrednic este mielul jertfit. Vrednic este cel ce moartea am vins, vrednic este mielul jertfit. Vrednic este cel ce moartea. Vă spunem bine ați venit la Biserica Via. E adevărat, într-un context cu totul și cu totul nou. Trăim vremuri noi, poate tulburătoare, dar avem siguranța că Dumnezeu este la frâiele istoriei și toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ceva bun poate ieși și din ceva rău. Așa că, în loc să fim pesimiști, plângându-ne de direcția vântului, sau doar optimiști, așteptând schimbarea direcției, alegem să fim realiști, ajustându-ne pânzele și navigând spre orașul de sus. Seria celor 7 păcate capitale va continua în următoarele 4 duminici, așa că vă invităm să ne unim în Duhul prin intermediul internetului în fiecare duminică de la ora 10. Dacă considerați potrivit, vă puteți invita unii pe alții la casele voastre, duminica, să vizionați împreună serviciile noastre. Sau aveți părinți sau cunoscuți care nu au acces la internet sau la tehnologie, căutați și invitați să se închine împreună cu voi în casele voastre. Îndemnăm grupurile de casă să găsească soluții creative pentru a se întâlni, studia, ruga, inclusiv pe platformele de Skype sau Zoom. Având în vedere situația în care ne aflăm, dorim să vă chemăm la rugăciune comunitară prin intermediul internetului. Vom face transmisiuni live pe platformele Bisericii Via în fiecare marți și joi seara de la ora 21, când vom transmite un foarte scurt îndemn la rugăciune și chemarea de a ne ruga în familiile noastre, pentru noi și vremurile prin care trecem. Și încă un lucru. La un moment dat s-ar putea ca situația să se înrăutățească și unii dintre noi să aibă nevoie de ajutor. Să nu uităm să ne purtăm sarcinile unii altora. Țineți aproape. Pentru orice fel de urgențe ne puteți suna sau scrie. Atât eu cât și Teo vă stăm la dispoziție cu orice fel de ajutor care ne este la îndemână. Când Maria a spart vasul de alabastru și încăperea s-a umplut de mirosul mirului și acesta a îmbălsămat corpul Domnului Iisus, Iuda Iscarioteanul a reacționat dezamăgitor, egoist, lacom. De ce nu s-a vândut parfumul acesta cu 300 de dinari, iar banii să fi fost dați săracilor? Spunea însă lucrul acesta, scrie Ioan, nu pentru că îi păsa de cei săraci, ci pentru că era un hoț și fiind cel care ținea punga, fura el ce se punea în ea. Lăcomia lui l-a împins să disprețuiască un copleșitor act de închinare extravagantă. Haideți să ascultăm și să ne conectăm cu această povestire biblică muzicală, pregătindu-ne pentru abordarea unui alt păcat capital, avariția sau lăcomia. Apuci totul
pierzi totul. Stau zdrobit înaintea ta, ca un vas de alabast. Orice ciop din cine sunt, proșternut e-n fața ta. Și eu îmi voi pleca, viața mea în fața ta. Tăcut picioarele-ți voi săruta, voi săruta.
7 păcate capitale, 7 vicii reprezentative pentru toate celelalte. De fapt, sursele specimenelor de păcat. De exemplu, uciderea este rezultatul unuia sau mai multora din cele 7 vicii. Uciderea, deși este un păcat grav, nu este prezentat între cele 7. De ce? Pentru că pentru a ajunge la ucidere, de exemplu, este altceva în spatele ei care o lucrează și o prelucrează și o pregătește. 7 păcate capitale, 7 vicii reprezentative, sursa tuturor celorlalte păcate. Astăzi o să ne ocupăm de avariție, de lăcomie. Esop a scris fabula Gâsca cu ouă de aur. Și fabula lui Esop merge așa. Într-o zi, țăranul a mers la cuibul gâștii și spre surprinderea lui a găsit un ou galben strălucitor. Când a încercat să-l ia în mână, a observat că este foarte greu. Se pregătea să-l arunce gândindu-se că cineva i-a jucat o farsă. Totuși, la a doua analiză, a ales să ducă oul la un specialist, unde, spre surprinderea lui, a aflat că este vorba de aur pur. Din acea zi, în fiecare dimineață, cu emoție, mergea să verifice cuibul gâștii. Și de fiecare dată, în fiecare dimineață, găsea un ou de aur. Foarte curând, omul nostru a devenit foarte bogat din vânzarea acestor ouă. Pe măsură ce se îmbogățea, lăcomia îi creștea proporțional. Într-o zi, iritat de încetinealea cu care își primea oul de aur și obosit de prelungirea îmbogățirii finale, a despicat gâsca în două ca să-și însușească întreaga comoară dintr-o dată. Nu curiozitatea a omorât gâsca cu ouă de aur, ci lăcomia insațioasă, care pervertește până și rațiunea. Avariția sau lăcomia este un alt păcat subtil, pentru că se clădește, clădește pe pervertirea nevoii legitime de a economisi, de a-ți asigura nevoile materiale necesare ție și familiei. Clădește pe ceea ce se numește prudență materială, prudență financiară. Și tocmai de aceea, unii, obosiți de a lupta cu viciul acesta, ajung nu numai să-l îmbrățișeze, ci și să-l promoveze ca fiind bun. Aș vrea să ne uităm la un clip din filmul Wall Street cu Michael Douglas, un film din 1987, să vedem perspectiva unui om sătul să lupte cu un astfel de viciu, perspectiva unui om care îmbrățișează acest viciu. Oare câți dintre noi nu rezonăm la argumentarea lui? The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Avariția este acțiunea egoistă și excesivă de acumulare de bani sau bunuri materiale. Avarul consideră banii bunul cel mai de preț al vieții și își dedică timpul și energia pentru strângerea lor și păstrarea lor, fără să fie cheltuiți. Ar însemna aceasta că cel lacom este obligatoriu și bogat? Nu. Poți să fii lacom fără să fii și bogat. Îți poți dedica viața acumulării de bogăție fără ca neapărat să reușești sau, dacă ai reușit,
să pierzi cu regularitate ceea ce ai strâns. Molière scrie o piesă de teatru pe care o numește, o intitulează Avarul. O parodie despre omul lacom, avar. Până unde te poate duce iubirea de bani? Avariția este pentru intelect ceea ce este senzualitatea pentru morală. Sărăcia vrea câteva lucruri. Luxul vrea mai multe lucruri. Avariția vrea toate lucrurile. Perspectiva medievală asupra acestui păcat capital este una simplă. Ea este reprezentată și promovată de demonul ei, Mamonas, și din perspectiva lor, un astfel de viciu te conduce la, citez, fierbere de viu în cel mai scump ulei pe piață. Culmea ironiei. Dar mai important și mai credibil decât perspectiva medievală asupra pedepsei și prințului acestui păcat este ce ne spune Biblia despre lăcomie. Ce ne spune Biblia despre lăcomie? Ne spune câteva lucruri și aș vrea să trecem rapid prin ele. Odată, Biblia condamnă lăcomia. În Luca 12 cu 15, Domnul Iisus spune: fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie. Oare de ce? Pentru că lăcomia este în esență nesățioasă, nesatisfăcută. Cu cât ai mai mult, cu atât vrei mai mult. Fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Adică posesiunile materiale nu te pot proteja decât eventual, aparent și temporar. Posesiunile materiale nu te pot proteja nici în viața aceasta, nici în cea eternă. Condamnă lăcomia. Biblia condamnă lăcomia. Apoi, Biblia ne mai spune că lăcomia consumă timpul pentru lucruri trecătoare. Proverbe 23, versetele 4 și 5 ne spune: nu te trudi să te îmbogățești, ferește-te să ai o astfel de îndemânare. Îți zboară ochii după bogăție? Ea nu va mai fi, căci sigur îi vor crește aripi și va zbura spre ceruri ca un vultur. Apoi, Biblia mai spune un lucru despre lăcomie. Lăcomia este progresivă și adictivă. În Eclesiastul 5 cu 10 ne spune cuvântul lui Dumnezeu: cel ce iubește argintul nu se satură de argint, iar cine iubește bogăția nu are câștig. Apoi Biblia ne mai spune încă un lucru. Lăcomia generează probleme, ruină și distrugere. Pavel, în scrisoarea lui către Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, versetele 9 și 10, afirmă foarte clar: cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în capcană și în multe pofte nesăbuite și dăunătoare, care îi afundă pe oameni în ruină și pierzare. Căci iubirea de bani, spune Pavel, este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după ea s-au rătăcit, îndepărtându-se de credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de dureri. Fuga, alergarea după bani, lăcomia de fapt, generează probleme, ruină și distrugere. Dar să fim foarte atenți, Pavel condamnă lăcomia, iubirea de bani, nu bogăția în sine. Bogăția este amorală. Raportarea la ea poate produce bine sau rău. Ne uităm în Scriptură și vedem oameni precum Acan, Balaam, Gehazi, Anania și Safira, Iuda Iscarioteanul, oameni care sau pe care lăcomia i-a distrus. Sau putem vedea, de cealaltă parte, oameni pe care bogăția i-a ridicat. Și o putem cita pe Ioana, nevasta lui Cuza, pe Susana și multe altele, ne se spune în Luca 8, multe altele care l-au întreținut pe Iisus în lucrare. Erau din familii bune, aveau bunăstare materială, au ales să o folosească în susținerea lui Iisus în lucrare. Așa că bogăția este amorală. Dar să fim foarte atenți, sărăcia nu este nici ea o virtute în sine. Poți să fii atât bogat cât și sărac și necinstit. Bogați cinstiți și bogați necinstiți, săraci cinstiți și săraci necinstiți.
Pentru că până la urmă, banul este un bun slujitor, dar ca stăpân este teribil. Bogăția are cumva puterea malefică de a subjuga, iar ca stăpân ne va împinge să mergem mai departe decât am fi vrut să mergem, să facem lucruri pe care în mod normal nu le-am face. Marea majoritate a păcatelor, a faptelor rele, sunt motivate de lăcomie. Marea majoritate. Ea îi determină pe oameni să mintă, să fure, să înșele, ba chiar să ucidă. Lăcomia are ca mamă pofta, ca fică nedreptatea, iar ca prietenă violența, spune un proverb arab. Ei bine, dacă până aici consecințele iubirii de bani au avut de-a face cu nivelul orizontal, învățătura biblică punctează și o dimensiune verticală, spirituală a păcatului lăcomiei. Câteva consecințe spirituale. Și anume, iubirea de bani sau lăcomia are rang de idolatrie. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, spune Iisus, căci ori va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției. Aici Iisus aseamănă banii cu un Dumnezeu care ne va pretinde să-L slujim după poftele Lui. Și atunci, avariția este un afront adus lui Dumnezeu însuși. Îl înlocuiește pe Dumnezeu. Sau am putea să exprimăm astfel. Statul în genunchi înaintea banului îți atrofiază mușchii care te ajută să pășești și voința care te împinge să te miști. O altă consecință spirituală a iubirii de bani, a lăcomiei, a avariției, este următoarea. Lăcomia este un obstacol în calea vieții veșnice. Pavel în Efeseni, capitolul 5, versetul 5, spune că știți că niciun lacom care este un idolatru n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Niciun lacom care este un idolatru n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Deci, am putea formula următorul adevăr memorabil. Bogățiile pământești sunt pline de sărăcie. Lăcomia are consecințe grave, dar cunoașterea lor nu este suficientă. Cel care se reține de la un viciu doar de frica pedepsei, doar de frica consecințelor, în niciun caz nu va îmbrățișa virtutea opusă acelui viciu. Așa că întrebarea aplicativă pentru noi este: asculți de frica lui sau de dragul lui? Aici este întreaga bătălie cu lăcomia, cu avariția din noi. Așa că haideți să trecem la câteva aplicații practice, să vedem cum putem lupta cu lăcomia. Am văzut, Biblia o condamnă, generează probleme, atât pe plan orizontal, cât și pe plan vertical, spiritual. Este un păcat, un viciu extraordinar de periculos, poate să fie un stăpân teribil. Întrebarea este, bun, cum ne luptăm cu așa ceva? Am rămas marcat încă din tinerețe de povestea lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, novela lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Hagi Tudose. Este reprezentantul român al avariției. Sfârșitul lui Hagi Tudose mi-a rămas în minte ca un ecou. Atât de bine îl subliniază această poftă după bani, atât de bine o subliniază Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Ascultați finalul, încheierea, cum se încheie viața acestui avar român, Hagi Tudose. Citez. Pe la miezul nopții, se păru că în odaia hagiului se târăște cineva de-a bușilea. Ascultă! Auzi de slușit un sunet de bani. El e! N-a murit, șoptileana! Banii îi prelungesc viața, săracul nenea hagiu. A doua zi de dimineață, Leana, intrând în odaia hagiului, îl găsi numai în cămașă. În cămașa sa, petec de petec, trântit cu fața în jos, pe aur, îngropat în galbeni, cu fruntea pe un purcoi de lire, cu ochii închiși. Cum îl văzu, începu să plângă.
Dar, ca prin minune, trupul hagiului se cutremură. Banii sunară de-a lungul, de la picioare până la frunte. Săltă capul, deschise ochii stinși și îndreptă ca niște sticle reci asupra leanei. Bolborosi câteva cuvinte nedeslușite. Mușcă în vânt cu gingile albe și izbuti să slomonească. Nu te uita! Închide ochii! Ochii fură! Închide ochii! Căscă gura, limba îi se mototoli în gât, capul îi căzu într-o parte, picioarele îi se lungiră, mâinile îi se înfipseseră în bani. Și a dormi de veci, cu ochii deschiși și țintă asupra leanei. Când l-au scăldat, pe genunchi, pe piept și pe frunte se vedeau rotocoale de bani. Și i-au rupt ploapele de sus și ochii lui înspăimântați nu s-au închis. Am încheiat citatul. Lăcomia, avariția poate să te ducă unde n-ai vrut să ajungi niciodată. Posesiunile sunt în stare să te posede. Și aș vrea să ne cercetăm împreună în această dimineață. Posesiunile mă posedă când? Când mă folosesc de trădare, de înșelătorie, de minciună sau forță, presiune, șantaj ca să obțin beneficii materiale. Dacă te descoperi făcând astfel de lucruri, s-ar putea ca posesiunile să te posede deja. Posesiunile te posede când sufăr de o neliniște continuă, că nu mi-ajung banii, când trăiesc o nesiguranță continuă privitoare la viitorul meu financiar. Dacă descoperi asta în tine, s-ar putea ca posesiunile să te posede deja. Posesiunile te posede, mă posede când sunt insensibil la nevoile și sărăcia oamenilor. Și acesta ar putea fi un semn că strângi ca să nu dai. Fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, zice Iisus în Luca 12. Întrebarea practică este, cum te păzești de lăcomie? Cum ne păzim de lăcomie? Ne putem păzi de lăcomie în trei feluri. Primul, teologia avuților, sau să spunem așa, o scurtă teologie a avuților. Am crezut dintotdeauna și continui să cred cu tărie. Fără convingeri solide cu privire la adevăr, oamenii vor alege falsurile de fiecare dată. Ca să poți să birui ceva în tine, trebuie să începi să gândești corect. Pentru că o gândire corectă dă naștere unei trăiri corecte. O teologie corectă dă naștere la o trăire corectă. Așa că, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem care este teologia biblică a avuților. O scurtă teologie biblică. Și ea este compusă din patru elemente. Dumnezeu este proprietarul. Dacă vă uitați în Matei 25, în pilda talanților, găsim aceste principii. Dumnezeu este proprietarul. Ne spune pilda. Un om, urmând să plece într-o călătorie, și-a chemat sclavii și le-a încredințat averile lui. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. Dumnezeu este proprietarul. El este cel care ne dă după măsura noastră. Atunci, dacă Dumnezeu este proprietarul, poate face ce vrea cu resursele lui și când vrea. Foarte puțini creștini vor argumenta împotriva acestui principiu, a faptului că Dumnezeu este proprietarul. Totuși, atât de puțin ducem principiul acesta la concluziile lui naturale. Foarte puțin. Dacă ești într-o perioadă în care n-ai, ți se ia mereu. Nu te descuraja, nu te răzvrăti, nu invidia. Dumnezeu a stabilit orarul. Dumnezeu, proprietarul, a stabilit cât să primești. Dacă ești într-o perioadă în care ți se ia, în care n-ai,
întreabă-te de ce. Caută să vezi dacă descoperi cauza luării. Poate fi rezultatul unei forme de lene. Poate fi o atitudine de egoism pe care Dumnezeu nu vrea să o hrănească la tine. Poate fi rezultatul unui păcat de care nu te lași și mâna lui apasă pentru a-ți atrage atenția. Poate fi inabilitatea ta de a administra bogăția, de a administra avuția. S-ar putea să-ți pricinuiască probleme de natură spirituală și Dumnezeu vede asta și spune, nu dau mai mult. Îți dau pe măsura ta. Iar dacă ești într-o perioadă în care ai, în care primești, nu uita, fii generos. Teologia avuțiilor mai are un al doilea element. Dumnezeu folosește bunurile materiale ca pe o înaltă cu ajutorul căreia ne formează. Stăpânul i-a zis, continuă pilda, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. În alte cuvinte, fii conștient că te afli într-un proces de creștere în care Dumnezeu folosește și bunurile materiale pentru instruirea noastră. Modul cum te raportezi la ele te instruiește, te echipează, te educă. Un al treilea element al teologiei avuțiilor. Modul în care administrăm banii ne dezvăluie adevăratele priorități și ne influențează relația cu Dumnezeu. Luca 16, versetele 10 și 11 spune foarte clar, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățile nedrepte, administrarea bunurilor materiale, cine vă va încredința adevăratele bogății? Cine? În alte cuvinte, oricât de surprinzător ar părea, se pare că răsplata mea în eternitate este determinată de credincioșia cu care m-am raportat la bunurile materiale încredințate de Dumnezeu. Și asta mi se pare tulburător, tulburător. Adică Dumnezeu mă va răsplăti în eternitate după modul în care m-am raportat la bogățiile nedrepte încredințate de Dumnezeu. Și al patrulea element al scurtei teologii avuțiilor este unul iarăși foarte simplu și prezent în Scripturi. Fii mulțumit în orice împrejurare. Fii mulțumit cu ceea ce ai, pentru că Dumnezeu a promis nici de cum nu te voi lăsa și nici de cum nu te voi părăsi. Găsim aceasta în Evrei 13. Așa că dezvoltă-ți echilibrul lăuntric care vine din cunoașterea faptului că Iisus îți poartă de grijă cu privire la cele necesare vieții. Pavel îi spune lui Timotei, în 1 Timotei 6, de la 6 la 10, spune următoarele lucruri. Evlavia este, într-adevăr, un mare câștig, dacă este însoțită de mulțumire. Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem, deci, hrană, adică mijloace de trai, și îmbrăcăminte, cuvântul înseamnă învelitori, care poate include și sensul de adăpost, acestea ne vor fi de ajuns. Dacă avem mijloace de trai și un adăpost și îmbrăcăminte, aceasta ne este destul. Este un minim necesar cu care se poate trăi. Lăcomia nu doar izvorăște din minciuna că Dumnezeu nu ne dă destul azi, ci și din frica că El nu ne va purta de grijă mâine. Și am mai învățat un lucru. Cu cât ai mai multe legături cu bunurile acestui pământ, cu atât mai greu îți va fi să te desprinzi de ele. Cu atât mai greu îți va fi să mori. Cum ne luptăm cu lăcomia? Dezvoltă-ți o teologie corectă a avuțiilor. Formează-ți convingeri solide cu privire la adevăr. Și apoi, cât se poate de practic, învață să dăruiești. Dacă citiți novela Hagi Tudose, îl veți vedea în mod repetat pe acesta spunând, pune bani peste bani dacă vrei să ai bani. Ce teologie diferită! John Wesley, un teolog și reformator social englez, a lansat un slogan înțelept și cuprinzător
al economiei biblice. În trei cuvinte, în trei propoziții, strânge la oaltă tot ce înseamnă economia biblică. El spune așa, muncește cât poți de mult, economisește cât poți de mult și dăruiește cât poți de mult. Pentru că muncind cât poți de mult, îți rezolvi lenea. Economisind cât poți de mult, îți rezolvi îmbuibarea. Dăruind cât poți de mult, îți rezolvi avariția, lăcomia. Muncește, economisește și dăruiește cât poți de mult. Și acestea trebuie să țină în echilibru unele pe celelalte. Învață să dăruiești, este absolut esențial. Pentru că avariția a ruinat mai multe suflete decât dărnicia extravagantă. Dărnicia nu te ruinează. Avariția, în schimb, te ruinează. Și dacă nu o interzici, o încurajezi. Așa că învață să dăruiești. Pentru că de cele mai multe ori, când vrei să corectezi ceva în tine, trebuie să practici exact opusul acelui lucru. Este un principiu des întâlnit în Scripturi. Dacă vrei să corectezi ceva în tine, practică opusul acelui lucru. Este singurul mod prin care poți dovedi schimbarea, transformarea. În 1 Timotei 6, de la versetele 17 la 19, Pavel formulează o poruncă explicită pentru orice om. Poruncește-le bogaților din veacul de acum să nu se îngânfe, să nu-și pună speranța în bogățile nesigure, ci în Dumnezeu, care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Poruncește-le să facă binele, să fie bogați în fapte bune, și ascultați, să fie generoși și gata să împartă cu alții, adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce ceea ce este într-adevăr viață. În alte cuvinte, din formularea lui Pavel putem extrage un mare adevăr practic. Generozitatea nu este facultativă pentru omul lui Dumnezeu, ci obligatorie. Și dacă e așa, cum stau eu la capitolul acesta? Dacă esența iubirii este dăruirea, atunci și iubirea mea de Dumnezeu se manifestă dăruind. Învață să dăruiești. Cum să înveți să dăruiești? Stabilește-ți, odată, stabilește un procent fix. 10%, spune Scriptura. Sau dacă ai credință mai mică, pune 5%. Până la urmă este dezvoltarea unei discipline. Stabilește-ți un procent fix. Puneți această disciplină în mintea ta. Învață să dăruiești. Obligă-te, disciplinează-te. Procentul acela este o declarație a faptului că tu nu ești proprietar, ci datornic. Întocmai cum plătești chiria, recunoscând că nu tu ești proprietarul, tot așa plătești procentul respectiv din veniturile tale, recunoscând că Dumnezeu este proprietarul. Este o declarație de recunoștință prin care recunoști, Doamne, Tu ești proprietarul, de la Tine am primit, atât vreau să-ți dau înapoi. Vreau să-mi formez această disciplină, acest procent fix de a da mai departe, este partea Ta. Lucrurile trebuie să înceapă de aici. N-am să-l niciodată și acum când încerc să o povestesc, mă trec fiorii și mă simt umilit. A fost una din cele mai mari lupte ale mele în umblarea cu Dumnezeu. Imediat ce m-am căsătorit cu Ramona, am hotărât încetarea practicii zeciuielii ca și familie. Ramona o practica deja de câțiva ani. Eu am spus, nu, nu este cazul, Biblia nu ne-o cere. Habar n-aveam ce greșit eram. Și a urmat pentru noi ca și familie o perioadă de sărăcie lucie, de umilințe financiare, una după alta. Material vorbind, familia noastră se târa de pe o zi pe alta. Și cum să fi așteptat altceva? Eu îl necinsteam pe Dumnezeu. Eu am decis să nu ascult de Dumnezeu și să refuz să-mi arăt recunoștința față de Domnul meu. Mă chinuia conștiința, dar țineam cu dinții de decizia mea. Era rațională, spuneam eu. De unde să dau dacă n-am? Până la urmă este un act de credință. Până la urmă, un act de credință.
Și am trăit în acele umilințe financiare câțiva ani de zile, până într-o zi eram în biserică, stăteam așezat pe bancă. Eram de mult frământat de Dumnezeu că nu-i bine, că nu sunt în rânduială cu viața mea, că sunt nerecunoscător, că sunt un fricos. Și în fața noastră un om își depănea povestea, iar să se casa, pierduse absolut tot și avea nevoie de ajutor. A fost momentul în care Duhul lui Dumnezeu m-a întors pe toate părțile. A fost copleșit de toată povestea asta. Și a început dărnicia, colecta. Știu că eram pe la jumatea lunii și mai aveam doar 100 de lei până la sfârșitul lunii, până ce primeam salariul. Era în mine o bătălie absolut copleșitoare în care dau banii sau nu dau, dacă dau cât să dau. Aveam doar 100, o hârtie de 100. Dacă aș fi avut mai mărunți, aș fi dat mai puțin, cred. Aveam o hârtie de 100, ori dădeam pe toți, ori nu dădeam nimic. Și în toată frământarea asta am căzut în genunchi, lăuntric vorbind. Și am spus, fie ce-o fi, îi dau. Și de aici încolo a fost hotărârea, acolo pe loc, de aici încolo îmi voi da partea lui Dumnezeu. Spre surprinderea mea, a doua zi, săgasurile cerului s-au deschis. Eram uimit în fiecare zi de modul în care eram binecuvântați. Oameni, surprize, una după alta. Era confirmarea lui Dumnezeu că mi-au venit mințile. De atunci, procentul fix, 10%, poate chiar mai mult, este o disciplină. Nu mai intră în discuție. Și de atunci, n-am mai suferit nicio umilință financiară. Am ajuns să cred cuvântul din Maleahi care spune, voi mă înșelați. Cu ce te înșelăm? Cu faptul că nu mi-aduceți zeciuielile la casa mea. A fost o grea lecție de viață, dar mă bucur că am învățat-o. Dar acum să fim foarte atenți, să nu luăm experiența unui om și să gândim rău. Dacă decizi să practici zeciuiala sau un procent pentru disciplina ta, dacă decizi să practici zeciuiala cu gândul sau așteptarea de a te îmbogăți, de a-ți da Dumnezeu mai mult, atenție, tu de fapt dai zeciuială ca un avar. Tu te expui unei alte forme de avariție. Doamne, îți dau ca să primesc, ca să am mai mult, să fim foarte atenți, să nu-L ispitim pe Dumnezeu cu asta. Învață să dăruiești cum, stabilește-ți un procent fix. Învață să dăruiești cum, stabilește-ți un sistem de strângere a dărniciei. Așa de mult dintre noi avem nevoie de această disciplină. Și dacă nu o practicăm, nu mai dăruim. Și noi avem de pierdut. În 1 Corinteni 16 cu 2, într-un singur verset, găsim câteva principii. Un posibil sistem de strângere a dărniciei. Îl dă Pavel și el spune așa. Odată, dărnicia trebuie să fie regulată. În ziua din tâia săptămânii, zice Pavel, puneți deoparte. În ziua din tâia săptămânii, disciplină, pauzele lungi te învață sau te dezvață de dărnicie. 2, spune Pavel, dărnicia trebuie să fie personală. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi, fiecare din voi. Și trebuie să o privim ca pe un privilegiu, ca pe o responsabilitate. Sistemul continuă, dărnicia trebuie să fie privată, să pună deoparte acasă, ca să nu creeze competiție, amărăciune sau mândrie în aproapele său. Să pună deoparte acasă, este privată, este după potențialul tău. Și 4, trebuie să fie proporțională, ce va putea după câștigul lui. Este proporțională cu venitul tău. Vrei să te lupți cu avariția din tine? Învață să dăruiești după ce ți-ai stabilit o teologie corectă, convingeri corecte, adevărate, cu privire la
avuții. Și al treilea pas, practic, în lupta cu dărnicia. Da, îți formezi convingeri corecte. Da, îți stabilești, înveți cum să dăruiești. Și trei, începe să dăruiești. Nu spune ca Hagi Tudose, n-am bani, n-am bani, n-am bani. Era expresia lui favorită. De exemplu, haideți să facem un exercițiu concret. Ne plac lucrurile practice. Haideți să le și facem. Azi sau mâine, când îți vine să cumperi ceva ce nu ai cu adevărat nevoie. Poate fi o cafea, poate fi un suc, poate fi un desert, poate vrei să schimbi televizorul care merge foarte bine, computerul, mașina, știu eu. Astăzi sau mâine, când îți vine să cumperi ceva de care nu ai cu adevărat nevoie. Cum ar fi să te oprești? Să calculezi cheltuiala respectivă și alege să o donezi unei cauze nobile. Nu ca să te pedepsești, ci ca să te dezrobești și să-ți formezi caracterul, ca să te eliberezi de tirania lăcomiei. Iată un exercițiu foarte concret, practic. La ce ai fi dispus să renunți? Poate unii dintre noi doar la o cafea și la un suc. Pune deoparte, strânge câteva și când ai o sumă corectă, dă-o mai departe. Nu ca să te pedepsești, ci ca să te dezrobești. Generozitatea noastră are trei nivele. Un nivel este dărnicia din ascultare. Trebuie să dau. Scriptura ne poruncește. Dărnicia din ascultare. Trebuie să dau. Un alt nivel este dărnicia jertfitoare. Adică prin renunțare, renunțând la ceva. Este un fel de aș putea să dau. În 2 Corinteni 8, cu versetele 2 la 4, ni se vorbește despre generozitatea jertfitoare a macedonenilor. Pavel le acceptă darul știind că este un exercițiu al credinței, un act de închinare, oricât de săraci erau. Au dat jertfitor mai mult decât puteau. Sau în Luca 21, primele 4 versete, Iisus apreciază dărnicia jertfitoare a văduvei. Când și-a ridicat privirea, spune textul, i-a văzut pe cei bogați punându-și darurile în visteria templului. A văzut și o văduvă săracă punând acolo 2 leptoni, 2 bănuți. În drumurile mele prin Israel am ajuns să găsesc acest leptoni. Și am găsit prinși într-un inel frumos. Am stat și m-am uitat la ei câteva ore. Nu eram hotărât, îi cumpăr sau nu îi cumpăr. Mi se pare că simbolul este absolut colosal. 2 bănuți. Bănuți cu certificat, găsiți de pe vremea, datați de pe vremea Domnului Iisus. Bănuții care se dădeau la templu de cei săraci. Vine văduva săracă cu astfel de 2 bănuți. Și aruncă în visterie. Atât a fost tot ce avea. Atât a fost tot ce avea. Iisus a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a pus mai mult decât toți, pentru că toți aceștia au pus din belșugul lor, dar ea, din sărăcia ei, a pus întreaga sursă de trai pe care o avea. De ce Iisus o apreciază pe această femeie? Ce vede Iisus valoros acolo în 2 amărâți de bănuți, în 2 leptoni? Ce vede Iisus acolo? Vede o dărnicie jertfitoare. Era tot ce avea, întreaga sursă de trai. O dă Domnului, neîngrijorându-se ce va fi mâine. Dărnicia din ascultare, dărnicia jertfitoare și al treilea nivel, dărnicia din surplus, prin credință. Este un fel de aș vrea să dau. Primul nivel este trebuie să dau, al doilea nivel este aș putea să dau, al treilea nivel este aș vrea să dau. La ce mă refer aici? Cunosc mulți oameni care practică acest obicei. În alte cuvinte, ei se angajează să dăruiască mai mult dacă Dumnezeu le onorează un plan de creștere a veniturilor, o investiție pe care vor să o facă. Doar să fim foarte atenți aici, să nu cumva să ajungem să-L ispitim pe Dumnezeu. Odată angajamentul acesta trebuie făcut anterior
venirii surplusului. Altfel, riscul de a nu dărui, când surplusul vine, crește exponențial. Angajează-te anterior rezultatelor a surplusului cu cât dorești, cu cât promiți că îi dai lui Dumnezeu. Și iară să fim foarte atenți în al doilea rând, să nu îl ispitim pe Dumnezeu. Acesta este un surplus, este ceva la care nu te așteptai, ceva neplanificat, dar îți spui, dacă Dumnezeu mă va binecuvânta în felul acesta, voi da cât? Ispita este să spui, voi da puțin, voi da 10%. 10%. Eu zic să ne gândim bine. Este ceva ce n-ai planificat, este un venit pe care Dumnezeu ți-l dă peste toate așteptările tale. Să fim foarte atenți cât promitem, cu cât ne angajăm. Poate părea ciudat un astfel de exercițiu, dar l-am văzut funcționând și am văzut oameni care au promis înaintea lui Dumnezeu că din surplusul de care vor avea parte în anul acesta, în luna aceasta, vor da mult. Pentru că oricum îi rămân cu ceva. Este un surplus. Ne place să fim practici. Atunci începe să dăruiești. Găsește modalități de a o face. Dăruiește, începe să o faci. V-aș provoca la un alt element practic. Calculați-vă venitul pe o zi de muncă. Cât câștigați într-o zi de muncă? Și găsiți un loc unde să-l dăruiți. Lăsați pe Dumnezeu să vă spună unde este nevoia pe care voi puteți să o acoperiți. Unde vă îndeamnă inima iluminată de Duhul Sfânt să participați. Onorați-L pe Dumnezeu astfel. Calculați-vă venitul pe o zi de muncă. Sau strângeți-L, venitul de pe o zi de muncă, mai multe zile de muncă și dați-L undeva. Unde să-L dăm, ne întrebă mulți dintre noi. Scriptura și asta ne spune. Dăruiți-L cui? Familiei. Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a lepădat credința și este mai rău decât un necredincios. Unde să-L dai? Lucrarea bisericii. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Văduve și orfani. Dacă un credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute ca să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Cui să mai dăm? Celor în nevoie. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Ne spune Ioan în 1 Ioan, capitolul 3. Avem cui să dăm? Nu este problemă că n-ai cui să dăruiești? Începe să dăruiești. Începe să practici. Este singurul mod de a-ți învinge lăcomia. Pentru că avarul, lacomul, strânge ca să țină. Apucă totul ca să-l păstreze. Și vă mai spun un lucru. Dacă nu începi să dăruiești, cu cât te gândești mai mult, fără să acționezi, cu atât mai mult te vei afunda în inacțiune și vei pierde lupta în fața celui rău. Așa că formează-ți convingeri solide cu privire la teologia avuțiilor, învață să dăruiești și începe să dăruiești. Pentru că nu uita, dacă vrei să apuci totul, pierzi totul. Pentru că giulgiurile nu au buzunare. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea feței tale cu acest subiect tulburător, cu acest păcat bine prins în țesuturile ființei noastre. Și vrem să te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să te uiți în inima noastră și să începi să lucrezi acolo. Doamne, pentru cei care au nevoie de a scăpa de tirania banului, te rugăm, scoate-o la iveală, descoperă-le această tiranie care ține în umilințe financiare nesfârșite. Doamne, te rugăm, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt să începem să învățăm și să începem să dăruim. Doamne, creează aceste ocazii în jurul nostru. Nu ne da liniște, scoate-le înaintea noastră. Doamne, vrem mai mult ca orice
să învingem acest viciu ancestral. Vrem mai mult ca orice să-ți onorăm ființa și în acest domeniu, cu bunurile noastre, pentru că cumva rezultatele, răsplata cerească, este strâns legată de credincioșia cu care ne-am raportat la ce am primit de la tine, proprietarul la toate. Doamne, cu liniște vrem să stăm înaintea feței tale, mulțumitor cu ce avem și recunoscător pentru că ne dai mai mult decât mijloace de trai și un loc de adăpost. Suntem mult mai binecuvântați de minimul acesta. Și vrem să-ți arătăm iubirea, purtând de grijă casei tale, adunării tale, a oamenilor în nevoie din jurul nostru. Așa te rugăm să ne ajuți și în săptămâna care ne stă înainte. Amin. Dacă tot am vorbit despre avariție și tratamentul ei, dărnicia, să nu uităm să o și practicăm, chiar dacă nu ne vom întâlni în următoarele duminici. Am pomenit în predică piesa de teatru a lui Molière, Avarul. Poate că acest videoclip ne poate motiva, însă invers.
speranță și azi.